David, îți mulțumesc și întregii biserici, vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre. It's the joy to be worshiping God with you all. Este o mare bucurie să pot să mă închin lui Dumnezeu împreună cu voi. As we turn in our Bibles to the book of Philippians this morning. Și astăzi deschidem Bibliile noastre la cartea Filipeni. I want to start by telling you a bit of a story. Dar vreau să încep prin a vă spune o istorioară. When I was about 8 years old, my family got our first pet. Când aveam vreo 8 anișori, familia mea a primit primul cățel. His name was Duncan. Îl chema Duncan. And he loved to play fetch. Și adora să alerge după minge și să le aducă înapoi. And when I say he loved to play fetch, that's an understatement. Vreau să vă spun, vreau să înțelegeți, atunci când spun că el adora să se joace, să ajungă, să le aducă mingea înapoi, pur și simplu nu putea să trăiască fără așa ceva. Duncan lived to play fetch. El trăia doar ca să se joace cu mingea și să-mi aducă înapoi. Unlike other dogs who might hold on to the ball or the stick, he would drop it immediately. Și nu ca alți câini care luau mingea sau bățul și mai țineau în gură. Nu, nu, el venea, îl punea repede la picioare, să-l aruncă încă o dată. And he would whine and bark at you until you threw it. Și lătra și chemunea până ce-l arunca iarăși. And nothing could discourage him from wanting to play. Nu era nimic care să le descurajeze pe cățelul ăsta din a se juca. It was too hot outside. Indiferent dacă era prea cald afară. If it was too cold outside. Dacă era prea rece afară. Even if you had food in your other hand. Chiar dacă aveai mâncare în cealaltă mână. He still wanted to chase the ball or the stick. El dorea un singur lucru, să alerge după mingea aia sau după bățul ăla care l-a aruncat. I remember once he hurt his paw. Mi-aduc aminte odată, s-a rănit la lăguță. And he came limping up, wanting to play fetch. Și șchiopătând a venit, încercând să se joace iarăși, să-i arunce iarăși mingea. And as he grew old, he became blind. Pe măsură ce a îmbătrânit, a orbit, nu mai vedea bine. He lost most of his sight, but still wanted to play fetch. Nu mai vedea mai deloc, dar tot dorea să se joace cu mingea, să alerge după bățul ăla cu mingea. And he'd throw the ball and it'd take him 20 or 30 minutes sniffing back and forth to try to find it. Și arunca mingea sau bățul și nu avea 20-30 de minute să miroasă, să găsească. Complicating factors, he also had really bad grass allergies. Vreau să înțelegeți că mai avea încă un factor destul de complicat pentru viața lui. Avea alergii la iarbă. But Duncan had a clear idea of what his life was about. Însă, Duncan, cățelul meu, avea o idee foarte clară ce este cel mai important în viața lui. Nothing would stop him from playing. Și nimic nu l-o prea din a se juca alergat după minge. So, think about your own life. Vreau să vă gândiți despre viața voastră, la viața voastră. Is there something you can point to and say, yes, that's what it's all about? Poți tu să te gândești la ceva anume din viața ta și să spui, da, la asta se rezumă viața mea. What are you living for? Pentru ce trăiești tu? And that's a big question. O întrebare mare, nu? What's the point? What's the meaning and purpose of life? Care-i scopul? Care-i semnificația vieții? And today we're going to be answering that question. Astăzi vom răspunde acestei întrebări. We'll see what the Apostle Paul has to say in the letter of the Philippians. Și vreau să vedem ce spune Apostolul Pavel în scrisoarea lui către Filipeni. And Paul wrote this letter as a missionary before. Pavel a scris această scrisoare ca un misionar. He's telling them what happened in his life. Și el spune ce s-a întâmplat în viața lui. And as he shares it, soon becomes clear that he has one concern. Și pe măsură ce el le împărtășește, ne devine foarte clar un lucru, că el are o singură grijă. There's one thing that rules his life. Un singur lucru care îi călăuzește toată viața. Paul is living for the glory of God. Pavel trăiește pentru slava lui Dumnezeu. It's a much higher calling than catching a ball. Este o chemare mult mai mare decât să alergi după minge. Above anything else, Paul wanted to see and to share the good news of Jesus Christ. Dar în orice făcea Pavel, el dorea un singur lucru, să împărtășească, să spună oamenilor despre vestea bună a lui Dumnezeu. And that's what I want to share with you today. Asta vreau să vă spun și eu astăzi. Above all else, we are to live for the glory of God. Mai presus de orice altceva, noi trebuie să trăim viața aceasta spre slava lui Dumnezeu. So what does that look like in our lives? Dar, cum arată acest lucru în viața noastră? Today we'll read this passage from Philippians. Și astăzi vreau să citim acest pasaj din Filipeni. And as we read it, listen for three things. Și pe măsură ce citim, vreau să fiți atenți, să ascultați trei lucruri. First, listen for Paul describing his goal. Primul lucru, ascultați-l pe Pavel cum își descrie el scopul. Next, listen for Paul describing the obstacles. Al doilea, ascultați-l pe Pavel cum descrie obstacolele. And third, listen for how Paul describes joy. Și al treilea lucru,
Ascultați cum Pavel descrie bucuria. So keep these three words in mind. Aceste trei cuvinte vreau să le țineți în minte în timp ce citim acest text. The goal, scop, the obstacles, obstacole, and the joy. Și bucuria. And we'll read the passage through completely and then talk it out. Vreau să citim întâi întregul pasaj și apoi vom vorbi despre el. And because there's a fair amount of English speakers, I'll read a slide in the media. Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel, so that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard and to everyone else, and that most of the brethren, trusting in the Lord because of my imprisonment, have far more courage to speak the word of God without fear. Some, to be sure, are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, rather than from pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. Vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat au ajutat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Astfel, prin toată garda palatului și printre toți ceilalți, au devenit cunoscute lanțurile mele pentru Hristos. Iar pentru cei mai mulți dintre frați încrezători în Domnul, datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Este adevărat că unii îl proclamă pe Hristos din invidie și ceartă, iar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă îl proclamă din dragoste, știind că am fost pus aici pentru apărarea Evangheliei. Dar ceilalți îl proclamă pe Hristos din ambiție egoistă, nu în mod sincer, ci gândind să mai adauge un necaz la lanțurile mele. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. Yes, and I will rejoice, for I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Și ce? Indiferent în orice, în ce fel, fie în prefăcătorie, fie în adevăr, Hristos este proclamat. Și de acest lucru mă bucur, da, și mă voi bucura, că știu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, potrivit cu așteptarea mea fierbinte și speranța mea că nu voi fi făcut de rușine nimic, ci cu toată îndrăzneala ca întotdeauna Hristos va fi înălțat în trupul meu și acum, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. But if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me, and I do not know which to choose. But I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. Yet to remain on in the flesh is more necessary for your sake. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that your proud confidence in me may abound in Christ Jesus through my coming to you again. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, acesta este rodul lucrării mele. Totuși, nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți. Am dorința să plec și să fiu împreună cu Hristos, căci este cu mult mai bine. Dar pentru voi, este mai de folos să rămân în trup, fiind convins de aceasta. Știu că voi rămâne și voi continua să trăiesc alături de voi toți, pentru înaintarea și bucuria voastră în credință. Pentru ca prin venirea mea, din nou la voi, lauda voastră în Hristos Iisus să sporească datorită mie. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear you, that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. In no way alarmed by your opponents, which is a sign of destruction for them, but of salvation for you, and that too from God. For to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in him, but also to suffer for his sake, experiencing the same conflict which you saw in me, and now here to be in me. Nu mai trăiți o viață într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că vin și vă văd, fie că sunt departe, sau despre voi că rămâneți tari într-un singur duh, luptând într-un singur suflet pentru credința Evangheliei.
fără să vă lăsați înspăimântați în niciun fel de împotrivitorii voștri. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă a pierzării lor, însă a mântuirii voastre și aceasta de la Dumnezeu. Căci vouă, datorită lui Hristos, vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și suferiți pentru El, întrucât aveți de dus aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o mai duc și acum. Have you ever had something that you just love to talk about? Spuneți-mi, aveți ceva, ați avut vreodată un lucru despre care adorați, vorbeați despre care non-stop? May not be a surprise that I had a hobby of playing guitar. Pentru voi, poate că nu este o surpriză prea mare că eu am un hobby, să cânt la chitară. When I was a teenager, I remember researching the different guitars I wanted. Când eram adolescent, mi-aduc aminte că făceam cercetare despre diferite chitări. I looked up all the details and the different specifications. Căutam toate detaliile, toate specificațiile la fiecare chitară. I could quote model numbers, the smallest details. Puteam să vă citesc pe de rost modelul fiecărei chitări, fiecare specificație la fiecare chitară, cum este făcută, din ce lemn. Have you ever had this type of enthusiasm? Spuneți-mi, ați avut vreodată așa entuziasm, așa dedicare pentru anumit lucru? This is something we see the Apostle Paul has. Asta îl vedem pe Apostolul Pavel, care. That is how Paul was about Jesus. Așa era Pavel despre Isus. Every conversation led back to Jesus. Orice discuție, orice conversație pe care o avea cu oricine, ducea la Isus. He wanted to share this amazing news about who God was and how He had sent His Son Jesus. El dorea să spună tuturor această veste minunată, cine era Dumnezeu și ce a făcut Fiul Lui. And like my hobby of guitars, or my dog Duncan's love for fetch, Paul, his focus impacted people's lives. Dar nu așa cum a fost hobby-ul meu cu chitara sau cum era câinele meu cu alergatul după minge. Hobby-ul lui Pavel a impactat vieți. And Paul makes his goal very clear in this passage. Și Pavel face lucrul ăsta foarte clar în pasajul de azi. He starts by saying, "Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel." Și începe și spune, vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat au ajutat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. What's Paul's goal? Care este scopul lui Pavel? He's living for the greater progress of the gospel. El trăiește ca Evanghelia să progreseze, să înainteze. Now, when you first read this, you may think that's obvious. Când citim pasajul acesta prima dată, ne gândim, a, dar asta e evident, se vede foarte clar. Of course the missionary is going to say that. Bineînțeles că un misionar va spune exact aceste cuvinte. That's his job. Asta e slujba lui. Yet, as we read on, we see that sharing the good news of Jesus was more than just the right thing to say. Dar pe măsură ce continuăm, vedem că e mai mult decât cuvântul potrivit de a spune atunci când spui Evanghelia. Paul sums up his life in verse 20. În versetul 20, Pavel ne dă rezumatul vieții lui. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Potrivit cu așteptarea mea nerăbdătoare și speranța mea că nu voi fi făcut de rușine nimic, ci cu toată îndrăzneala ca întotdeauna Hristos va fi glorificat în trupul meu și acum fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Paul is living so that Christ will be exalted. Pavel trăiește ca Hristos să fie înălțat. Throughout his life, in every situation he found himself in, he wanted to exalt Christ. De-a lungul vieții lui, prin orice situație prin care a trecut, el nu a vrut decât un singur lucru, să-L înalțe pe Hristos. And the English word exalt is translating the Greek verb to declare great. În engleză, cuvântul a înălța înseamnă a declara măreț. Paul wanted to show the goodness of God. Pavel vrea să arate bunătatea lui Dumnezeu. He wanted people to see how holy and awesome He is. El dorea ca oamenii să vadă cât de minunat, cât de sfânt este Dumnezeu. And so he dedicated his life to preaching. Așa că el și-a dedicat viața pentru a merge și a vesti acest lucru. To telling people about God's greatness. Pentru a merge și a le spune oamenilor despre măreția lui Dumnezeu. So Paul's goal was to declare the greatness of God. Deci scopul lui Pavel a fost să declare măreția lui Dumnezeu. He did this through sharing the gospel. Cum a făcut el asta? Prin împărtășirea Evangheliei. Now, Paul didn't limit this to his goal only. Dar bineînțeles că Pavel nu a
acesta doar ca să fie scopul lui personal. He saw this as the goal of every Christian. Și el a văzut lucrul acesta ca fiind scopul fiecărui creștin în parte. We see this throughout the chapter. Și noi așa vedem lucrul ăsta în tot capitolul. In verse 14 we read most of the brethren trusting the Lord because of my imprisonment far more courage to speak the word of God without fear. Versetul 14 spune iar cei mai mulți dintre frați încrezători în Domnul datorită lanțurilor mele au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Paul tells us about other people sharing the gospel as well. Pavel încurajează și pe ceilalți să spună Evanghelia altora. All believers were to be talking about their faith. Toți creștinii, toți cei care au început credința în Hristos, ar trebui să spună în ce se bazează credința lor. They were all sharing the gospel. Noi toți, ei toți împărtășeau Evanghelia. Now, elsewhere, Paul writes about people having different gifts and abilities. În alte epistole, Pavel scrie despre cum oamenii diferiți au diferite daruri, diferite abilități. We're all not missionaries or pastors. Nu toți suntem misionari, nu toți suntem pastori. But we can all da, share who God toții, is. Noi așa putem să spunem lumii cine este Dumnezeu. We can share the good news of the gospel putem with our friends. Putem să împărtășim vestea bună a Evangheliei. It impacts the way we live our lives. Pentru că lucrul acesta impactează modul în care noi ne trăim viața asta. And so Paul assumes that the Christian life is focused on declaring the greatness of God. Deci Pavel deja presupune că scopul vieții noastre este să predicăm și să spunem Evanghelia. Our ultimate goal is to see and to share the greatness of God. Scopul nostru final este să vedem și să împărtășim Evanghelia lui Hristos. Now how do we do that? Cum facem asta? What is this gospel message that I keep referring to? Care este acest mesaj al Evangheliei la care mă tot refer eu? Now, most of you here would be able to describe the gospel and share it. Sunt sigur că toți de aici am putea să descriem Evanghelia și să o și împărtășim altora. But it's really good to refresh it and to rehearse it again. Dar este foarte bine să ne reîmprospătăm memoria, să ne readucem aminte ce este acest, care este acest mesaj. Start by just looking at the word gospel. Și începem prin a privi la acest cuvânt, Evanghelia. It means good news. Înseamnă veste bună. And when Paul wrote this letter, și când Pavel a scris această scrisoare, această epistolă către Filipeni, the word gospel was used to describe any announcement of good news. Acest cuvânt, Evanghelia, era folosit pentru a proclama, pentru a vesti orice veste bună. It's especially used orice by veste. The Roman Empire as they announced good news from the empire's perspective. În special era folosit în Imperiul Roman, prin care ei aduceau vești care se întâmplau în Imperiul Roman. When the Romans conquered a new territory or had a change in leadership? Când romanii cucereau un nou teritoriu, când romanilor li se schimbau conducătorii, they sent out the gospel message. Trimiteau mesajul Evangheliei. Good news. Vestea bună. We have more land. Avem mai mult teritoriu. We have mai mult king. Pământ. Avem un nou împărat. And this message would be declared in all the major cities. Și acest mesaj era declarat, era vestit în toate orașele importante, orașele mari. It was good news for the entire empire. Pentru că era o veste bună pentru întregul imperiu. And so what a perfect word to describe the best news of the coming of God is. Ce cuvânt perfect pentru a declara venirea lui Dumnezeu ca împărat. This word gospel soon came to be used to describe Jesus' life and ministry. Și curând acest cuvânt Evanghelia a ajuns să fie să descrie viața lui Isus și lucrarea lui Isus. That's the way we use it today. Noi așa folosim noi astăzi. Jesus' announcement that the kingdom of God is now here. Anunțul lui Isus că împărăția lui Dumnezeu este acum aici. His invitation to us to repent. Invitația lui să ne pocăim și să credem. He calls us to enter God's kingdom. El ne cheamă să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. And Jesus brought ultimate victory and the best news about an eternal kingdom. Și Isus a adus această victorie finală și intrare în împărăția lui Dumnezeu. What is this ultimate victory that Jesus brings? Care este această victorie finală pe care ne-a dus-o Iisus? What's the greatest struggle that we all face? Care este cea mai mare luptă cu care ne confruntăm noi? It's not just with who has the right to set taxes or governments. Nu e vorba aici doar despre cine are dreptul să așeze taxele și impozite și guvernul. Our greatest struggle is within ourselves. Lupta noastră cea mai mare, nu-i așa? Este dânăuntru nostru.
our tendency and desire to do things that are ultimately harmful and hurtful. Tendințele noastre, dorințele noastre de a face lucruri care în final ne vor răni. Maybe we think that we're pretty good. Poate că noi gândim despre noi că suntem destul de buni. All the brokenness in the world is because of other people. Și toată distrugerea asta în lumea asta se datorează celorlalți oameni. But if you take an honest look at your own heart. Dar dacă am privi cu sinceritate în inima noastră. You'll find things you're not happy with. Am descoperit niște lucruri care nu ne plac prea mult acolo. You might find selfishness. Poate că vei descoperi egoism. You might find pride. Poate vei descoperi mândrie. And things that lead us to judge and condemn and even lucruri hate others. Care ne conduc să judecăm, să osândim, să-i punem la zi pe alții. I know when I do this, I see these things in my own heart. Eu știu că atunci când mă uit la mine, cu sinceritate, văd aceste lucruri în inima mea. And I see how this leads me to anger and resentment and brokenness. Și văd cum aceste lucruri mă conduc la mânie, la supărare. If we're being honest, each of us can look at the past week and see examples of this. Și dacă suntem sinceri, doar privind la această săptămână ce a trecut, vedem aceste lucruri în fiecare dintre noi, nu-i așa? Were any of you motivated by selfishness or pride? Vreunul dintre voi, săptămâna aceasta, ați fost motivați de egoism sau de mândrie? Did your words and actions hurt others? Cuvintele tale, faptele tale, i-au rănit pe alții, chiar dacă n-ai vrut. Maybe you struggle with an addiction. Poate te confrunți cu această dependență. You know the right thing to do. Știi deja care este lucrul potrivit pe care trebuie să-l faci. But something seems to be controlling you. Dar parcă e ceva care îți controlează viața și te face ca o marionetă. When we take an honest look at ourselves. Atunci când te uităm cu sinceritate la noi. We can't escape the fact that we add to the pain and suffering in the world. Nu putem să scăpăm de adevărul acesta că noi înșine mai adăugăm la suferința asta care există în lume. We're not perfect. Noi nu suntem perfecți. We're not what we want to be. Și nu suntem așa cum am vrea să fim. We have a deep issue in our hearts. În inima noastră avem o problemă profundă. And the Bible calls this sin. Și Biblia numește această problemă păcat. Ultimately, sin is what separates us from God. Și păcatul este ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Sin separates us from the true good God created and wants for the world. Păcatul ne desparte de adevăratul, adevărata bunătate pe care Dumnezeu a creat-o și pe care o dorește în lumea asta. Ultimately, it's the brokenness in our relationship with the Creator. Și lucrul acesta face ca noi să fim despărțiți de Creatorul nostru, în relația aceasta pe care o avem cu El. Remember, God is perfect and good. Țineți minte? Dumnezeu este perfect și bun. He created all things. Dumnezeu a creat toate lucrurile. Created us to have a relationship with us. Și Dumnezeu ne-a creat pe noi ca să aibă o relație cu noi. And yet we struggle with sin. Și totuși noi ne luptăm cu păcatul. With rebellion. Noi ne luptăm cu această răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. And though we may fight against sin. Și chiar dacă încercăm să luptăm împotriva păcatului. We've already lost the battle. Deja am pierdut lupta. The Bible tells us that all have sinned and fall short of the glory. Biblia ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. That's where the good news of the gospel comes in. Dar aici vine și vestea bună a Evangheliei. Jesus came to bring victory over sin. Iisus a venit să ne dea victorie împotriva păcatului. Jesus brought this victory through his death. Și prin moartea lui, Iisus ne-a dat această victorie. He took upon himself the punishment due for our sin. Și el a primit asupra lui toată pedeapsa pe care noi o meritam pentru păcatele noastre. That may sound crazy. Lucrul ăsta poate că pare nebunesc. The good news is that a perfect human came to take your sin for you. Vestea bună este că un om perfect a venit ca să ia păcatul tău, un lucru tău asupra lui. And he had to die. Și a trebuit să moară. But our sin could only be dealt with in this way. Dar doar așa putea fi abordat păcatul nostru. The better news is the gospel doesn't stop there. Vestea și mai bună este că Evanghelia nu se oprește aici. The good news includes Jesus's resurrection. Vestea bună include și învierea lui Isus. He rose from the dead. Isus a înviat din morți. He is fully God. El este pe deplin Dumnezeu. Powerful enough to deal with our sin. Suficient de puternic ca să aibă grijă de păcatele noastre. And he gives us new life. Și ne dă o viață nouă.
Jesus' resurrection is the promise of a new life in the kingdom of God. Învierea lui Isus este promisiunea venirii împărăției lui Dumnezeu. And that life starts now. Și viața asta începe acum. That life is a free gift for us now. Viața aceasta este un dar gratuit pentru noi acum. Through Jesus, our relationship with God is restored. Și prin Isus, relația noastră cu Dumnezeu este restaurată. We can talk with God. Noi acum putem să vorbim cu Dumnezeu. He talks with us. Și Dumnezeu vorbește cu noi. He's given us His word. Dumnezeu ne-a dat cuvântul. He's given us the church. Ne-a dat biserica. We have His presence. Avem prezența Lui în mijlocul nostru. Jesus' work with us heals our relationships. Și lucrarea pe care Iisus o face în noi ne dământuiește relațiile, ne vindecă relațiile. Heals the brokenness in the vindecă distrugerea aceea care există în noi. Jesus' life, death, and resurrection are good news. Viața lui Iisus, moartea lui Iisus și învierea lui Iisus, toate sunt niște vești bune. God's kingdom is established. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este stabilită. We are invited to live in perfect freedom by the victory won in Christ. Și noi suntem invitați să trăim într-o libertate perfectă care a fost câștigată de victoria lui Isus. This is what Paul preached as he traveled around the Roman Empire. Și exact asta mergea Pavel și spunea peste tot unde călătorea el în Imperiul Roman. Freedom from sin. Libertate de la păcat. Eliberare de păcat. New life with God. Viață nouă cu Dumnezeu. That's what we believe today. Și asta credem și noi astăzi. What do you think about this good news? Vreau să vă întreb, ce părere aveți voi despre această veste bună? You believe it. Crezi tu această veste bună? You see that this is the best news there can be. Îți dai tu seama că asta este cea mai bună veste pe care o poți auzi vreodată? God, the ultimate good. Dumnezeu, cel mai bun, has made a way for you to know him. A făcut o cale ca tu să-l cunoști pe el. And to live with him. Și să trăiești cu el. Is this something that we talk about? Despre asta vorbim noi. Does this motivate us? Vreau să vă întreb, te motivează pe tine acest lucru? Vorbești tu despre lucrul ăsta cu alții? Yeah, exalting God and telling his greatness is the Christian's goal. Vreau să știți că scopul fiecărui creștin este să îl preamărească pe Dumnezeu și să spună tuturor despre măreția Lui. But if we answer that question about motivation honestly, we might say something like this. Dar dacă răspundem cu sinceritate la întrebarea pe care v-am pus-o mai devreme, cred că mi-ați răspunde cam așa. Well, sometimes. Ah, uneori. You know, being motivated by the gospel and sharing it isn't always easy. A fi motivat de Evanghelie și a împărtăși Evanghelia nu e întotdeauna cel mai ușor lucru de făcut. Hearing and remembering the gospel should fill us with joy. Dar auzind Evanghelia și spunând Evanghelia ar trebui să ne umple de bucurie. Sometimes we may have a lot of enthusiasm for it. Uneori poate că avem foarte mult entuziasm pentru Evanghelie. But then we might get distracted. Dar alteori poate că atenția noastră ne este distrasă la altceva. We experience pain. Trecem prin durere. Something doesn't go our way. Sau anumite lucruri nu merg așa cum ne-ar plăcea. Paul writes about being in prison. Pavel scrie despre faptul că el este în închisoare. He faced discouragement and endured suffering. El s-a confruntat cu descurajări, a trebuit să treacă prin suferință. Paul doesn't shy away from the fact that there are real struggles in the Christian life. Lui Pavel nu este frică să vorbească despre faptul că în viața de creștin există o grămadă de probleme, de suferințe. There are real obstacles that we face. Sunt o grămadă de obstacole reale cu care noi ne confruntăm. The obstacles that Paul faced were both physical and emotional. Obstacolele cu care se confrunta Pavel erau și fizice, dar și emoționale. He was physically restrained. He was in mod fizic, el era legat. Era în închisoare, era în lanțuri. And the reason for his imprisonment shows us the emotional cost. Și motivul pentru care el era în închisoare ne arată și suferința lui emoțională. Paul had been a Pharisee. Pavel fusese fariseu. He had worked with the Jewish leadership to protect the worship of God. Și el lucrase împreună cu toți farisei, toți liderii religioși, ca să protejeze cuvântul lui Dumnezeu. But when the gospel of grace transformed his life, însă, când Evanghelia Harului a intervenit și a transformat viața lui Pavel, his former friends and colleagues turned on him. Toți prietenii lui, toți colegii lui, au venit împotriva lui. They were the ones who had Paul arrested.
Ei au fost cei care l-au arestat pe Pavel. And following God's call means being willing to risk facing these hard obstacles. Vreau să știi că dacă și tu urmezi chemarea aceasta lui Dumnezeu, și tu te vei confrunta cu obstacole în viața asta. Imprisonment. Poate vei fi aruncat în închisoare. Being beaten. Poate că vei fi bătut. Slander. Poate că lumea va vorbi urât, te va calomnia. Rejection. Poate că vei fi respins. We're not called to pursue these things. Noi nu suntem chemați să urmăm aceste lucruri. But we are told that following Christ will result in persecution. Ni se spune că atunci când îl urmăm pe Hristos, vom trece și prin prigoană, prin persecuție. And that can be a real obstacle to the goal of exalting God. Și lucrul acesta poate fi un obstacol real pentru acest scop de a-L înălța pe Dumnezeu. Fear of persecution can be a huge obstacle that we face. Frica de persecuție poate fi un obstacol major în a-L urma pe Hristos. And this is a fear that Paul takes head on. Dar aceasta este o frică cu care Pavel se confruntă față în față. He tells us that people experience fear. El ne spune că oamenii se confruntă cu frica. And he also tells us how to overcome it. Dar de asemenea el ne spune și cum să treacă peste această frică. Look at verse 14. Hai să privim la versetul 14. Most of the brethren, trusting in the Lord because of my imprisonment, have far more courage to speak the word of God without fear. Iar cei mai mulți dintre frați încrezători în Domnul, datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. We see both the obstacle and its solution. Aici vedem și obstacolul, dar și soluția. Paul admits that being thrown in prison and facing beatings and humiliation causes fear. Pavel recunoaște, a fi aruncat în închisoare, a fi bătut, a fi umilit, lucrul ăsta te face să-ți fie frică. And so he gladly shares that even though the fear is real, God's provision and power overcome it. Așa că el cu bucurie împărtășește, chiar dacă mi-e frică, Dumnezeu se îngrijește și eu pot să trec și prin aceste lucruri. How was Paul able to share the gospel in prison? Cum poate Pavel să spună Evanghelia până și în închisoare? How did these Christians have the courage to share the gospel? Cum au acești creștini curajul să spună Evanghelia? How did they overcome their fear? Cum au putut să treacă ei peste frica asta? They overcame it by seeing God at work. Cum? Văzându-L pe Dumnezeu la lucru. Verse 13, Paul describes it this way. My imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard and to everyone else. Versetul 13 spune, astfel prin toată garda palatului și printre toți ceilalți au devenit cunoscute lanțurile mele pentru Hristos. First, Paul sees that his imprisonment is unmistakably the will of God. Mai întâi, Pavel vede un lucru. Faptul că era în închisoare era exact voia lui Dumnezeu. He trusts God with his circumstances. El s-a încrezut în Dumnezeu și prin situația asta prin care trecea. And then he sees that the jailers are experiencing gospel transformation. Și apoi el vede că toată garda palatului, toți cei care se dau acolo, temnicerii, experimentează Evanghelia. The Praetorian Guard were these soldiers who protected the emperor. Garda palatului erau soldații care îl protejau pe împărat. And one commentator compares them to the Secret Service or Navy SEALs. Un comentator al Bibliei îi compară pe acești gardieni drept serviciu secret sau Navy SEALs. They are highly trained military personnel. Niște soldați foarte bine instruiți. And these may have been the last people we would expect to respond to the gospel. Și poate că vă gândiți că acești oameni erau ultimii ca să răspundă la mesajul Evangheliei. They were war-hardened soldiers. Pentru că ei erau niște soldați puternici. Who were expected to worship the emperor as a god. Și te așteptai ca ei să se închine împăratului ca și Dumnezeul lor. Yet they see that God is protecting Paul. Totuși ei văd cum Dumnezeu îl protejează pe Pavel. And Paul uses these details to emphasize the reason for the believer's confidence. Și Pavel folosește exact aceste detalii pentru a accentua încrederea celor creștini. He gives a testimony to how God works. El vine și depune mărturie despre cum a lucrat Dumnezeu. God was at work using even imprisonment to advance the gospel. Dumnezeu era la lucru, folosind chiar și faptul că Pavel era în închisoare pentru a face ca Evanghelia să înainteze. It was God who was calming Paul's fear. Dumnezeu era acela care calma frica lui Pavel.
It was God who was giving the strength and the courage to the believers. Dumnezeu era acela care dădea tărie creștinilor. And so when we face fear, deci, atunci când și noi, la rândul nostru, ne confruntăm cu această frică, we must remember that God's power is greater. Trebuie să ne aducem aminte. Puterea lui Dumnezeu este mai mare. He has already won the victory. Dumnezeu deja a câștigat victoria în Hristos. God is the one working through us to build His kingdom. Și Dumnezeu este acela care lucrează prin noi pentru a crește împărăția Lui. So we hold on to the truth when we face fear. Deci atunci când ne confruntăm și noi cu frica, trebuie să ținem cu dinții la adevăr. The all-powerful, holy, good God is at work through you. Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeu cel bun, este la locul prin tine. The next obstacle is that something we see in our own hearts. Următorul obstacol este un lucru pe care îl vedem în inima noastră. What attitudes or motives drive us? Care sunt atitudinile, care sunt motivele care ne călăuzesc, care ne împing? Are we really following God to see His glory? Îl urmăm noi pe Dumnezeu pentru a vedea slava Lui? Or are actions based on selfishness and pride? Sau faptele noastre sunt motivate de egoism sau mândrie? Paul points out how sinful motivations can distract and discourage. Și Pavel ne arată cum aceste motivații pline de păcat ne pot distrage atenția sau chiar ne pot produce descurajări. See this in verses 15 to 17, where we read, "Some to be sure are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, rather than from pure motives, thinking it causes me distress in my imprisonment." Și vedem lucrurile acestea de la versetul 15 la 17. Este adevărat că unii îl proclamă pe Hristos din invidie și ceartă, iar alții din bunăvoință. Aceștia, din urmă, îl proclamă din dragoste, știind că am fost pus aici pentru apărarea Evangheliei. Dar ceilalți îl proclamă pe Hristos din ambiție egoistă, nu în mod sincer, ci gândind să mai adauge un necaz la lanțurile noastre. Paul recognizes that even people within the church still struggle with their motives. Pavel recunoaște faptul că până și oamenii din biserică încă se luptă cu aceste emoții, cu aceste păcate. Sin and sinful hearts are still problems and obstacles to us. Păcatul, inimile păcătoase, încă sunt o problemă, un obstacol. But who are they an obstacle for? Dar pentru cine sunt aceste lucruri un obstacol? Paul makes it clear that this is not an obstacle for God. Pavel ne clarifică. Asta nu e un obstacol pentru Dumnezeu. That very next verse. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. Pentru că în următorul verset Pavel ne spune și ce? Indiferent în ce fel, fie în prefăcătorie, fie în adevăr, Hristos este proclamat și de acest lucru mă bucur. God is still at work, even if Dumnezeu continuă să lucreze, chiar dacă inimile noastre nu sunt bine cu Dumnezeu. He's at work in us. Dumnezeu lucrează în noi. He's at work in the world. Dumnezeu lucrează în lumea asta. And so when we see sinful motivations. Așa că atunci când vedem și noi aceste motivații păcătoase. When we see pride and selfishness. Când vedem mândrie, când vedem egoism. They can be obstacles that keep us from finding joy in the gospel. Ele pot fi obstacole care ne împiedică pe noi din a găsi bucurie în Evanghelie. But they do not stop the gospel. Dar ele nu împiedică înaintarea Evangheliei. Paul's description of these two types of people proclaiming the gospel calls us to examine our own. Și descrierea lui Pavel ne cheamă și pe noi să spunem, să vestim Evanghelia mai departe. Pride and selfishness are some of the biggest obstacles I still face today. Și în zilele noastre, și astăzi, eu continuu să mă confrunt cu mândria, cu egoismul. And when I see them in others, I'm tempted to start judging and become self-righteous. Și atunci când văd mândrie și când văd egoism în alții, sunt ispitit să îi judec pe ceilalți. I lose sight of the kingdom of God. Și pierd, nu mă mai uit la împărăția lui Dumnezeu. And I begin building the kingdom of Paul. Și încep să construiesc împărăția lui Paul. Instead of pursuing God's glory and gospel proclamation, în loc să alerg după slava lui Dumnezeu, în loc să vestesc Evanghelia, I want to prove that I'm right and they're wrong. Vreau să dovedesc un lucru. Eu am dreptate și voi greșiți. But the gospel brings healing to this. Dar Evanghelia aduce vindecare și acestor probleme.
The gospel gives me hope. Evanghelia îmi dă speranță. We do need wisdom as a church for discernment. Ca și biserică, avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de discernământ. We may face disagreements about worship practices or doctrine. Poate că avem diferite păreri despre închinare, despre cum să cântăm. And Paul goes into more detail about how to deal with these in different passages. Și Pavel continuă cum să și ne învață cum să ne comportăm cu aceste lucruri în pasajele următoare. Here he gives us the first step in dealing with an obstacle of a sinful heart. Dar aici ne dă primul pas. Cum să abordăm acest obstacol al unei inimi păcătoase? We don't start judging. Nu începi prin a judeca. We remember the gospel. Ne aducem aminte de mesajul Evangheliei. We apply the gospel to our own life. Și ce facem? Luăm mesajul Evangheliei și îl aplicăm în viața noastră. We apply the gospel to the situation we're in. Aplicăm mesajul Evangheliei în situația în care ne aflăm. How am I exalting God? Cum îl preamăresc eu pe Dumnezeu? How am I living with Jesus? Cum trăiesc eu cu Isus? When we face fear, atunci când ne confruntăm cu teamă, when we face the sinful motivations of our own hearts, atunci când ne confruntăm cu aceste motivații păcătoase ale inimii noastre, the first thing we must do is look to Jesus. Primul lucru care ar trebui să fie să privim către Isus. Ask, how is the gospel calling me to live? Să ne punem această întrebare. Cum mă cheamă Evanghelia să trăiesc această viață? Where do I see Jesus working to bring forgiveness and restoration? Unde îl văd eu pe Iisus la lucru ca să aducă iertare, ca să aducă restaurare? The obstacles that we face can only be dealt with by remembering the gospel message. Obstacolele cu care ne confruntăm pot fi abordate doar într-un singur fel. Să ne aducem aminte de mesajul Evangheliei. This message brings forgiveness. Pentru că acest mesaj ne aduce iertare. It brings hope. Ne aduce speranță. The message brings us joy. Ne aduce bucurie. Joy is that final point that we're going to look at. Și bucuria este ultimul punct la care vom privi azi. What is joy? Ce este bucuria? You know, as Paul's holding on to the goal of exalting God and faces obstacles, he keeps talking about joy. În timp ce Pavel tot continuă să vorbească despre acest scop al înălțării lui Dumnezeu și a ne confrunta cu obstacolele, el totuși continuă să vorbească despre bucurie. Talks about rejoicing. Vorbește despre să ne bucurăm. Talks about finding joy in the faith. Ne spune să găsim bucurie în credință. What is joy? Ce este bucuria? Now, I looked this up to make sure I was understanding it correctly. A trebuit să cercetez ca să-mi dau seama că am înțeles foarte bine, într-un mod corect, acest cuvânt. And the English dictionary had two definitions. Așa cum am uitat în dicționar. Și dicționarul în englez are două definiții pentru cuvântul bucurie. The first is that joy is the emotion evoked by well-being, success, or good fortune, or by the prospect of possessing what one desires. Prima definiție. Bucuria este emoția evocată de succes sau de noroc sau de faptul că de prospectul de a poseda ceea ce îți dorești. The second definition. A doua definiție. Joy is a state of happiness. Bucuria este o stare de fericire. I think that second definition is how we usually use the word joy. Și eu cred că a doua definiție este modul în care noi folosim acest cuvânt bucurie. But the first definition actually separates the idea of happiness from joy. Prima definiție totuși parcă desparte această idee de fericire, de bucurie. We can be joyful without necessarily being happy. Putem să fim bucuroși fără să fim neapărat fericiți. That seems to be what Paul's saying, isn't it? Și cam asta pare a spune Pavel aici, nu? I don't think he was happy to be in prison. Eu nu cred că Pavel era fericit că era în închisoare. He wasn't happy that people had selfish motivations. Eu nu cred că Pavel era fericit că unii oameni aveau aceste motivații egoiste. He didn't have joy. Dar el avea bucurie. And he had this rejoicing that a confidence in a future that would be happy. Avea această bucurie, avea această încredere în viitor că va fi fericit. Joy is the hope and confidence that full complete happiness is coming. Bucuria este speranța și încrederea că această fericire completă va veni. Joy in the Bible is a present confidence in the reality of a future hope. Și bucuria în Biblie este această încredere prezentă în realitatea unui viitor, unei speranțe viitoare. It's that prospect of possessing what one desires. Este acel prospect că într-o bună zi vei avea ceea ce îți dorești. That's what the good news of the gospel is.
Tocmai asta este și vestea bună a Evangheliei. Our well-being is secure in Jesus. Starea noastră de bine este asigurată în Isus. Christ was successful on the cross. Hristos a avut succes pe cruce. We have joy because we are forgiven and loved by God. Și noi avem bucurie pentru că suntem iertați și avem o viață nouă cu Dumnezeu. God does love you and provides. Și suntem iubiți de Dumnezeu. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu se îngrijește de nevoile tale. And we look forward to His second coming. Și noi așteptăm cu nerăbdare a doua venire a Hristos. To the hope of God making all things new. Sperând că Dumnezeu va face toate lucrurile noi. We are called to have joy. Și noi suntem chemați să avem bucurie. We have joy not because we are free from suffering now. Vreau să știți că noi avem bucurie nu pentru că acum nu mai trecem prin suferință. We have joy because our salvation has been secured. Avem bucurie pentru că mântuirea noastră a fost pusă în siguranță prin Hristos. We have joy in the true and faithful promises of God. Avem bucurie în promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu și credincioase ale lui Dumnezeu. So see how joy shaped Paul's attitude. Deci vedeți cum bucuria i-a transformat atitudinea lui Pavel. Paul's joy is based on this eternal perspective with immediate consequences. Bucuria lui Pavel este așezată pe acest prospect veșnic, care are și niște consecințe imediate. In verse 19, he says, "Yes, and I will rejoice, for I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ." În versetul 19, Pavel spune că știu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului Iisus Hristos. Paul's joy comes from this promise of deliverance through their prayers. Bucuria lui Pavel vine prin această promisiune că el va fi eliberat datorită rugăciunilor lor. And the English word used here, deliverance, is from the Greek word for salvation. Cuvântul acesta, eliberare, este același cuvânt care în greacă înseamnă mântuire. You know, Paul probably expected that he may not survive being in prison. Pavel poate că se aștepta că nu va supraviețui în închisoare. The Romans were really ruthless. Romanii erau niște oameni foarte aspri, foarte răi. He may have expected to be put to death. Și poate că el se aștepta să fie trimis la moarte. Mm. But his salvation gave him joy. Dar mântuirea i-a dat bucurie. The issue of his soul was already secure. Pentru că sufletul lui, problema sufletului lui era deja asigurată. And so he tells the Philippians that he will rejoice. Așa că le-a spus filipenilor, el se va bucura. Death no longer meant a fear-filled end to a hard existence. Pentru că moartea nu mai reprezenta un final plin de frică pentru existența lui. For Paul, the death of his physical body meant a perfection of his relationship with God. Pentru Pavel, moartea acestui trup fizic însemna perfecțiunea relației lui cu Dumnezeu. But Paul's not suicidal. Vreau să înțelegeți că Pavel aici nu se gândește la sinucidere. He says that death isn't to be feared. El spune că moartea nu mai trebuie să ne fie frică de moarte. And he says that life is important. Și de asemenea spune că viața este importantă. He saw that God had purpose for his life. El a văzut că Dumnezeu avea un scop pentru viața lui. God, being all-powerful, could work his gospel message any way he chose. Dumnezeu, fiind atotputernic, putea să facă ca acest mesaj al Evangheliei să facă orice dorea. And God chose to work through Paul. Și Dumnezeu a ales să lucreze prin Pavel. God has chosen to work through us. Dumnezeu alege să lucreze prin noi. And so this joy that we have this relationship with God. Această bucurie pe care o avem, această relație pe care o avem cu Dumnezeu. For Paul, it led to valuing God's work above his own preferences. Pentru Pavel, lucrul acesta a făcut să pună cuvântul lui Dumnezeu mai presus de preferințele lui. He saw the benefit of being with God. Pentru că el a văzut beneficiile de a fi cu Dumnezeu. He saw that God desired to work through him now. A văzut cum Dumnezeu dorește să lucreze prin el. And so we learn from Paul that joy is in the gospel is God's gift to us. Așa că de la Pavel învățăm un lucru. Bucuria este un dar pentru noi. And so sharing in that joy, we pursue the goal of glorifying Christ. Așa că împărtășim și noi în această bucurie nu facem nimic altceva decât să împlinim voia lui Dumnezeu. Joy gives us the strength to overcome obstacles. Pentru că bucuria ne dă tăria necesară să trecem peste aceste obstacole. And God gives us this joy through sharing with one another. Și Dumnezeu ne-a dat această bucurie pe care o să o împărtășim unii cu alții.
It's another big theme we see in this chapter. Și este încă o temă majoră pe care o vedem în acest capitol din Filipeni. Paul is sharing testimonies. Pavel mărturisește, spune mărturiile lui. He's seeing the church pray for him. Vede cum biserica se roagă pentru el. He's talking about his relationship with other believers. Și vorbește despre relațiile pe care el le are cu ceilalți credincioși. We see that his testimony of being in prison encouraged believers to share the gospel. Și vedem cum mărturia lui de a fi în închisoare i-a încurajat pe ceilalți credincioși ca să meargă și să spună evanghelia mai departe. We see that Paul is filled with joy by seeing that the Philippians were praying for him. Și vedem pe Pavel plin de bucurie pentru că filipenii se rugau pentru el. God answers our prayers. Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. We can see him at work in our lives. Și putem să vedem pe Dumnezeu la lucru în viața noastră. So we can follow Paul's example. Așa că putem și noi să urmăm exemplul lui Pavel. We can share of what God has done for us with our friends and family. Putem să le spunem și prietenilor noștri, rudelor noastre, ce a făcut Dumnezeu în viața noastră pentru noi. We can follow the example of the church. Putem să urmăm exemplul bisericii. We can pray for one another. Putem să ne rugăm unii pentru ceilalți. We can look to see how God answers our prayers. Și de asemenea, putem să privim să vedem în ce mod va răspunde Dumnezeu rugăciunilor noastre. As we share these things, pe măsură ce noi împărtășim aceste lucruri, we'll find that our joy grows. Vom descoperi un lucru, că bucuria noastră crește. Because this is God working through us. Pentru că acesta este Dumnezeu lucrând prin noi. God works through us to build that confidence and joy. Dumnezeu lucrează prin noi pentru a crește această încredere și această bucurie. So let's return to that question we had at the beginning. Deci, hai să ne întoarcem înapoi la întrebarea pe care am pus-o la început. But what are you living for? Pentru ce trăiești tu? What's your ultimate goal? Care este scopul tău final? Is it Christ? Este Hristos? We've seen that for the Christian, our life is all about exalting God. Vedem un lucru. Pentru creștin, totul se rezumă la înălța pe Hristos. Yes, there's pain. Da, bineînțeles. Există durere. It isn't easy. Nu este o viață ușoară. Even might seem unfair at times. Și uneori, parcă te simți că nu e corect. But the all-powerful da. God assures us of His Dumnezeul love. Dumnezeul cel atotputernic ne asigură de un lucru, că El ne iubește. His victory is already won through Christ. Victoria lui deja a fost câștigată prin Hristos. He promises to be with us. Și El ne promite că va fi cu noi. He gives us joy. Ne dă bucurie. How do I have this joy? Cum am eu această bucurie? Jesus invites us to repent and believe. Iisus ne invită să ne pocăim și să credem. That's where it starts. Totul aici începe. We admit our sins and our noi recunoaștem păcatele noastre din viața noastră. And we trust Jesus' promise of new life. Ne încredem în promisiunea lui Iisus de a ne da o viață nouă. Living for the glory of God. Astfel trăim pentru slava lui Dumnezeu. Facing and overcoming obstacles. Și ne confruntăm cu aceste obstacole care tot vor veni. Experiencing and living with real joy. Și experimentăm să trăim această viață cu adevărată bucurie. All this is possible. Toate aceste lucruri sunt posibile în viața noastră acum. It's possible through Christ. Dar e posibil prin Hristos. So let me challenge you to put that into practice this week. Săptămâna asta vreau să vă dau o provocare. Vreau să vă provoc să puneți lucrul acesta în practică în viața voastră. Take time today or throughout the week to read this chapter. Astăzi sau de-a lungul săptămânii, vă rog frumos să luați acest pasaj pe care l-am citit și să-l mai citiți odată. Remember the goal, obstacles and joy. Să vă aduceți aminte scopul, obstacolele, bucuria, cele trei cuvinte. Ask yourself. Și puneți-vă această întrebare. How will I put into practice living for the goal of glorifying God? Cum pot eu să pun în practică să trăiesc săptămâna aceasta spre slava lui Dumnezeu? Paul ends the chapter by challenging the Philippians with this. Pavel încheie acest capitol provocându-i pe filipeni. So I want to read it again as a challenge for us. Vreau să citesc încă o dată, ca o provocare pentru noi. Says, only conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear of you, that you are standing firm in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel, in no way alarmed by your opponents, which is a sign of destruction for them, but of salvation for you, and that too from God. For to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in him, but also to suffer for his sake, experiencing the same conflict which you saw in me, and now hearing in me.
Numai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că vin și vă văd, fie că sunt departe, sau aud despre voi, că rămâneți tare într-un singur duc, luptând într-un singur suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați în niciun fel de împotrivătorii voștri. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă a pierzărilor, însă a mântuirii voastre și aceasta de la Dumnezeu, căci vouă, datorită lui Hristos, vi s-a dat harul numai să credeți în El, ci și să suferiți pentru El, întrucât aveți de dus aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o mai duc și acum. Let this be our challenge. Vreau să lăsați ca aceasta să fie provocarea noastră. To conduct ourselves in a manner worthy of the gospel. Să ne trăim viața comportându-ne într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos. Let's pray. Hai să ne rugăm. Holy God and Father, you are great and awesome. Dumnezeule Sfânt și Bun, Tu ești minunat, Tu ești măreț. You have all power and are Lord of all things. Tu ai toată puterea și Tu ești Domn peste toate lucrurile. May we exalt Your name and praise You as we remember Your great acts of mercy. Numele Tău și să Te slăvim. May we remember this as we wrestle with so many obstacles. Ajută-ne să ne aducem aminte de ce am studiat astăzi, acum când vor trece prin o grămadă de obstacole săptămâna aceasta. We do fear pain and suffering. Doamne, ne e frică de durere, de suferință. We forget Your kindness and love. Și uităm bunătatea Ta și dragostea Ta. We make decisions out of pride or selfishness. Luăm decizii călăuzite de mândrie și de egoism. God, we repent. Dar Doamne, ne pocăim astăzi. Forgive us for our sins against Te rugăm să ne ierți pentru toate păcatele pe care le-am făcut împotriva Ta. Holy Spirit, be at work in our lives. Duhule Sfânt, rugăm să lucrezi în viața noastră, să ne întărești Tu credința. Remind us of Your love and faithfulness. Adu-ne aminte de dragostea Ta și credincioșia Ta. We praise You and thank You that You have forgiven us. Să lăudăm și-ți mulțumim pentru că Tu într-adevăr ne-ai iertat. In Christ we are forgiven. Pentru că în Hristos noi suntem iertați. You provide us with all that we need to live. Și Tu te-ai îngrijit de tot ce avem nevoie ca să trăim pentru Tine. You assure us of Your great love, even when we sin. Chiar și când păcătuim, Tu ne asiguri că Tu ne iubești. So be at work in our hearts. Așa că Te rugăm, lucrează Tu în inima noastră. Help us turn away from sin. Ajută-ne să ne îndepărtăm de păcat. Help us exalt Your great name. Și ajută-ne să înălțăm numele Tău cel mare. May we see the opportunities You give us to share the good news of others. Și ajută-ne să vedem oportunitățile pe care le vedem pentru a te împărtăși și altora cuvântul Tău. Give us courage, Lord. Și dă-ne curajul să o facem. May our joy be based in Your work of salvation. Și ajută-ne ca bucuria noastră să fie bazată pe lucrarea mântuirii Tale. Make our joy evident to all those around us. Și te rugăm să faci ca bucuria noastră să fie evidentă tuturor celor cu care ne întâlnim. That Your love and compassion will be known on earth. Astfel încât dragostea Ta și compasiunea Ta să fie văzute în noi, să fie cunoscute de toți. I love You, Lord. Doamne, Te iubesc. În numele Lui Iisus ne-am rugat. Amin. Amin.